Salut, eu sunt Gicu. Ceva s-a întâmplat cu această plantă pe care o am în colecție. Se numește șir de perle sau planta de mărgele, planta mazăre și în engleză string of pearls. Deci, creștea frumos toată vara, chiar și toamna o creșteam afară, foarte frumos creștea. Și după ce dau plantele în casă, tot frumos o creșteam la fereastră și la un moment dat când mă uit am văzut asta. Aici vedem, a început putrezirea, dar știi că planta aceasta e foarte pretențioasă la umiditate. Trebuie să nu udați prea mult și dacă în aer există multă umiditate, atunci iată rezultatul. Începe putrezirea și după cum vedeți, a pornit. Dacă nu o salvez acum, se va usca complet. Vedeți că a început, se extinde, știi? Și în acest caz am să tai acești lăstari pe toți. Reiese că am să o înmulțesc. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta, dar am multe plante și nu mai reușesc să mă uit la toate în același timp și asta e. Voi începe să iau o farfecă pe care am sterilizat-o și voi începe tăierile. Voi lăsa lăstarii să se usuce rănile după ce tai aproximativ 3 zile și pe urmă am să-i plantez în substrat. Deci, hai să începem. Voi tăia de undeva de unde e mai sănătos. Iată, de aici, de undeva. Aici deja a venit infecția și asta e. Și aici voi tăia tocmai de aici și aceasta de aici, voi vedea, hai să o fac și pe asta. Acum pe aceste sănătoase le voi mai tăia mai multe bucăți sau mai multe plante. Îmi ajung atâtea, lăsăm 3 zile să se usuce rănile și apoi plantăm în substrat. Au trecut 3 zile, acum trebuie să le plantăm în substrat și hai să o facem. Am ales așa ghiveci, am pus aici substrat universal pentru flori, l-am amestecat cu nisip, trebuie să fie drenabil și este ușurel umed. Așa că voi planta aceste plante aici. Gata, am finisat, deodată nu voi uda, mai pe urmă peste câteva zile, când se va usca substratul și acum sper să o ducă bine aceste plante în continuare, voi avea grijă. Vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, distribuiți acest video, abonați-vă la canal. Dacă doriți, abonați-vă și la canalul Fotografia lui Gic, căutați pe YouTube și ne vedem data viitoare. Vă doresc sărbători fericite, o zi cât mai frumoasă, numai bine!